Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. Înainte să trecem la site-urile pe care le-am pregătit pentru acest video, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre un canal de YouTube foarte interesant, tutoriale-p.net. E un canal cu tot felul de informații și tutoriale în limba română, la fel ca și Vlog de IT. Mihai și Cătălin, cei doi tineri din spatele proiectului, postează videouri despre bacalaureat, olimpiade, examenul de capacitate și programarea în C++ și C#. Pe lângă astea am văzut că au și tutoriale de PHP cu CodeIgniter și pe site-ul lor găsiți și mai multe informații care vin cumva în completarea acestor videouri. Vă recomand să vă abonați la canalul lor, ca de obicei vă las link-urile în descriere. Mă bucur foarte mult că apar tot mai multe proiecte de genul acesta pe internet, în limba română. Nu uitați să vă uitați și pe canalul lor pentru că aveți chestii de învățat de acolo. Bun, hai să trecem la site-urile noastre și încă o observație, dacă ai și tu un site care vrei să apară în această serie, mă uit peste site-urile abonaților. Nu uita să-mi lași în comentarii adresa site-ului tău. Te rog foarte mult să nu fie un site făcut din template-uri pe care le-ai modificat foarte, foarte puțin, să nu fie un CMS, de exemplu WordPress, pentru că acolo nu ai avut foarte multe chestii de făcut, nu ai lucrat foarte mult, nu ai făcut foarte multe chestii de la zero. Și pentru început eu te încurajez să faci cât mai multe chestii de la zero ca să înveți. Bun, lasă-mi în descriere, lasă-mi în comentarii site-urile tale și o să mă uit peste ele în episoadele viitoare. Ok, pentru astăzi am pregătit doar două website-uri. Primul este smartaces.ro și al doilea este goshmanvlad95.00webhostapp.com/webcode. Am pregătit doar două pentru că voi vorbi despre mai multe chestii decât data trecută. Voi vorbi puțin despre design, despre SEO, eventual despre funcționalități, dacă există anumite funcționalități, și despre ce îmbunătățiri se pot face la website. Hai să începem cu smartaces.ro. Prima dată voi vorbi despre design. Primul lucru pe care îl observ este că nu aveți un favorite icon și asta e puțin deranjant în momentul în care ai foarte multe taburi, nu mai știi unde este website-ul ăla cu hosting și cu domenii. Asta se poate adăuga foarte, foarte rapid. Am și eu un video pe canal în care vă arăt cum să faceți acest lucru. În al doilea rând, site-ul arată cam stricat. Observați că apar tot felul de texte care nu sunt aliniate, tot felul de căsuțe care nu sunt aliniate, tot felul de lucruri care nu sunt la locul lor. Voi da un F12 acum să mă uit puțin în consolă. Și aici, din câte văd, pe lângă favicon care lipsește, cred că lipsesc și niște fișiere de tip CSS și poate de asta arată site-ul așa mai stricat puțin. Bun, un lucru care văd că e bun e faptul că site-ul e responsiv, văd că se adaptează la rezoluția ecranului pe care îl ai. Un alt lucru pe care l-am observat aici mai jos este atenția la detalii. Observați aici că avem toate aceste texte lipite de marginea acelui div. Tot timpul ar trebui să avem un padding. Hai să-i dăm aici direct un padding de 10 pixeli. Observați, după ce am adăugat acest padding, conținutul nu mai e lipit de nicio margine. Arată mult, mult mai bine și pare mult mai bine organizat. Asta v-aș recomanda, să aveți grijă la padding-uri. Problema asta am văzut-o la foarte multă lume. Altă chestie pe care am observat-o sunt foarte, foarte multe fonturi. De exemplu, fontul acesta de aici este un font serif. Aici avem sans serif, aici tot felul de fonturi combinate și pe aici. Ce vă recomand este să folosiți unul, maxim două fonturi pe care le puteți lua de aici, de pe Google Fonts. Din nou, în tutorialul meu de web design o să găsiți cum folosim aceste fonturi. Recomand acestea sans serif. Pur și simplu le lăsați doar acesta bifat și aici aveți cele mai populare fonturi, care sunt Roboto și Open Sans. Acestea v-aș recomanda să le folosiți, nu Arial și alte fonturi dubioase.
Altă chestie pe care am observat-o așa rapid este acest background format din mai multe poze care se repetă. Chestia asta este foarte, 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 foarte veche. Să nu mai faceți așa ceva niciodată, să puneți o poză care să se repete din CSS. Eventual puneți o poză mai mare, cu o culoare mai închisă. Puteți pune un overlay mai gri, închis, semi-transparent, ca să se vadă totuși ce puneți peste poză, conținutul, textul, vedeți aici, este destul de greu de citit pentru că avem galben oarecum și în poză și avem galben și textul, deci e o chestie foarte, foarte dubioasă aici. Bun, pe partea de SEO, hai să ne uităm la câteva lucruri aici în zona de head, dar din câte observ nu există meta description. Există title, dar nu există meta description. Avem meta name, dar nu este meta description. Lucrul acesta vă poate dăuna atunci când apăreți în rezultatele Google, pentru că title-ul de aici și meta description-ul sunt acele lucruri care apar când cauți ceva pe Google. Observați, acesta este title-ul paginii, acesta. Mă rog, aici este un ad, un anunț, hai că mergem puțin mai jos. Acesta este title-ul paginii index al acestui website și aici este descrierea. Voi trebuie să aveți neapărat o descriere și ea să fie cât mai bună, astfel încât să faceți oamenii curioși sau să îi faceți să dea click pe acel rezultat, să vă măriți click-through rate-ul în SERPs, adică în rezultatele de căutare. Bun, o altă chestie pe care vreau să o testez aici este redirectul de www, care văd că pare că funcționează. Deci atunci când introduc adresa fără www sau cu www, el mă duce într-un singur punct, adică spre www. Lucrul acesta este bun pentru că oarecum Google vede domeniile ca fiind două diferite, unul fără www, unul cu www. Faptul că oricum aș scrie acest domeniu, el apare tot cu www în față, înseamnă că voi ați făcut acel redirect 301 de la adresa fără www la adresa cu www și asta este foarte bine. Un ultim lucru pe partea de SEO este să văd dacă aveți un sitemap. Nu aveți din păcate un sitemap. Lucrul acesta e din nou rău. Puteți să vă creați un sitemap gratuit pe acest website, pur și simplu adăugați adresa web și apoi uploadați în rootul website-ului vostru acest fișier. El ajută motoarele de căutare, practic crawlerele, roboții motoarelor de căutare, să vă indexeze paginile. Bun, în continuare, hai să vedem câteva lucruri despre îmbunătățiri. În primul rând, website-ul nu îmi dă impresia de un business serios. Voi oferiți niște servicii aici de hosting, domenii, promovare, dar prima pagina website-ului arată foarte, foarte ciudat, pare stricată și nu dă impresie de calitate. În plus, am observat că dacă merg aici să comand un anumit pachet de hosting, sunt redirectat către un alt website, o platformă de hosting oarecum, care nici nu merge, nici nu mă duce pe homepage-ul de găzduire și arată diferit. De ce nu puneți această pagină care e acum aici să fie pagina de index? Așa scăpați de o grămadă de probleme pentru că acest panel de hosting, acest template de site de hosting arată mult, mult mai bine. Și ce mai puteți îmbunătăți este partea de blog. Am văzut că aveți și un blog. Două secunde să intru pe adresă. Blogul din nou arată diferit față de homepage și arată diferit față de platforma de hosting. Din nou, nu e un lucru bun să ai mai multe site-uri din același grup care arată diferit. Chestia asta dă impresia de lucru făcut de mântuială, de hacking, de tot felul de chestii și scheme dubioase. Bun, hai să mergem puțin înapoi la homepage pentru că mai am o chestie la design. Am observat acum că există foarte, foarte multe culori. Avem verde, roșu, galben,
alt roșu, gri, alt verde, albastru, foarte, foarte multe culori. În general, un template ar trebui să aibă, nu știu, două, trei culori principale și de acolo să derive alte nuanțe. Un site foarte bun care să vă ajute cu culorile este dribbble.com. Dacă intrați aici și dați click pe o chestie care vedeți că are foarte multe voturi și e foarte apreciată și vă place cum arată, puțin mai jos, în partea dreaptă, aveți paleta de culori folosită și prin chestia asta vă puteți găsi și voi niște palete de culoare care să vă ajute, niște culori care merg bine împreună. Bun, cam asta a fost despre smartaces.ro. Sper să vă ajute informațiile acestea, sper să învățați ceva din toate chestiile astea și să vă îmbunătățiți puțin website-ul. Așa, mergem mai departe la site-ul lui Vlad, care e un website cu tutoriale de programare. O chestie foarte, foarte bună, dar are câteva probleme. Hai să ne ocupăm puțin de design. În primul rând, designul e puțin cam învechit. Pare foarte simplist, foarte anii, nu știu, 90. Ce ți-aș recomanda este să cauți câteva template-uri de website-uri pe internet și să începi să te inspiri de acolo, să folosești niște spațieri mult mai mari, niște culori mai interesante, niște poze, mai multe imagini, pentru că acum totul este bazat pe imagini cât mai mari, pe efecte subtile, pe culori interesante care se combină bine. La tine e cumva dus în cealaltă extremă față de SmartAces. La tine e cumva prea puține culori, același albastru l-ai absolut peste tot. Lucru care nu e neapărat rău, dar poate să obosească, mai ales că avem foarte mult albastru aici în zona asta de background, albastru la texte, la butoane, la absolut orice. Un alt lucru pe care l-am observat e că site-ul tău nu e responsive și îți recomand să lucrezi puțin la partea asta de responsive. Văd că header-ul este responsive, dar partea aceasta de aici nu e chiar responsive, deși văd că ai folosit niște clase care ar fi de la o librărie responsive. Oricum, după câte poți observa aici, aceste două coloane nu se schimbă. Bun, mergem mai departe pe partea de SEO. Hai să vedem o chestie la poze aici. Da, văd că pe logo nu ai atributul de alt, este gol. Aici e o chestie foarte, foarte importantă. Pe logo cel puțin ar trebui să ai un alt cu numele site-ului, numele companiei tale. Când cineva caută numele site-ului tău sau al companiei și ajunge pe Google Images, acest alt, pe lângă numele pozei, te ajută să apare acolo în top. În al doilea rând, am observat că din când în când, aici pe partea de pagini, pe partea de contact, pe partea de tutoriale, nu se încarcă aceste pagini foarte bine. Mă rog, asta poate e o problemă de la hosting. Un alt lucru legat de SEO e faptul că folosești un URL foarte, foarte lung. În penultimul meu video, dacă nu mă înșel, v-am arătat cum puteți să faceți rost de un domeniu foarte, foarte scurt din două litere. Practic, tu ai putea să îți faci site-ul goshmanvlad.tk sau .cg sau alte două litere. Îți recomand să faci chestia asta păstrându-ți hosting-ul pe 00 Web Host App. Sunt doar câteva configurări și un cont pe care trebuie să ți-l faci. Bun, hai să vedem dacă ai sitemap.xml. Nu ai nici tu sitemap, din nou îți recomand să îți generezi un sitemap. Și ce am observat scanând website-ul e că nu ai conturi de social media. Îți recomand să faci o pagină de Facebook, cel puțin, unde să spui adresa acestui site și să le legi cumva între ele. Și un alt lucru, să faci rost de mai multe linkuri externe către site-ul tău, să începi să-l promovezi prin cât mai multe locuri prin care poți, să dea lumea share, să apari pe alte site-uri, să faci schimb de linkuri. Bine, schimbul de linkuri nu e chiar ok pentru SEO, dar cumva trebuie să faci rost de mai multe linkuri.
încearcă să faci chestia asta. Pe partea de funcționalități, ce am observat e faptul că nu îți merg link-urile din zona de footer. Nu știu de ce le-ai mai pus ca link dacă nu le-ai pus și pagini, poate nu ai terminat paginile. Oricum, eventual poți să scoți link-ul până când termin paginile, pentru că induc lumea ușor în eroare. Altă chestie pe care am văzut-o e că ai anumite erori aici în consolă. Dacă o deschidem, văd că de pe pagina Home îți lipsește jQuery. Asta înseamnă că unele lucruri s-ar putea să nu îți meargă și văd aici că îți mai lipsește un typing effect, probabil aveai un efect de mașină de scris sau ceva de genul acesta. Anti-spam nu funcționează și văd că ai aici printezi tot felul de chestii în consolă. Probabil astea sunt ceva chestii de test. Ok, și ce ai mai putea îmbunătăți este partea de search. Nu am găsit un search prin care să caut tutoriale. Când vei avea foarte multe tutoriale, va fi foarte greu să găsești tutorialul de care ai nevoie. Va trebui să dai o mulțime de click-uri încercând să îl găsești prin toate aceste pagini. Câteva bug-uri pe care le-am găsit sunt legate de zona aceasta de user, parolă și așa mai departe. Hai să încercăm prima dată să ne facem un cont. Se pare că nu funcționează. După cum spuneam, anumite pagini nu funcționează uneori. Sau e greșit URL-ul. Hai să vedem. Da, cred că ai greșit URL-ul, îți lipsește un slash de pe acest link. Atunci când ești pe pagina de tutoriale și vrei să mergi pe înregistrează-te, nu ai link-ul bun. Ok, ce chestie am observat e o mică problemă de consistență legată de conținut. Aici tu ceri numele persoanei, parola, e-mail și așa mai departe și după ce îmi fac eu contul, tu aici îmi ceri userul. Unele persoane ar putea greși neștiind care este userul. Userul este e-mailul, este numele, oare mi-am scris un user pe undeva, oare o să-l primesc pe e-mail. Și mai bine este să folosești exact același label. Dacă aici ai pus nume, aici să pui tot nume, dar user sau username e varianta cea mai bună. Păstrează aici user, dar atunci schimbă și aici să fie tot user. Bun, eu mi-am făcut deja un cont, hai să mă loghez. Chestia asta cu user este foarte, foarte faină. Am lista de membri aici, am tot felul de setări de cont, am badge-uri și am tot felul de medalii sau badge-uri, cum le zice, tot felul de chestii foarte, foarte faine. Ce problemă am mai găsit este aici la website. La website aici, când adaug o adresă de website, de exemplu, www.com, nu îmi adaugi HTTP-ul în față, iar eu dacă nu-l adaug, acest link nu va merge. Hai să vedem. Am schimbat în Apple. Ok, hai să mergem pe lista de membri și aici mergem pe userul meu. Aici mi este afișat website-ul și în barea de jos observ că apare link-ul care este webcode/apple.com, adică nu ai adăugat acel HTTP și în momentul în care eu dau click, caută această adresă ca un folder de pe site-ul tău. Cum repar chestia asta? După cum spuneam, trebuie să forțezi acel HTTP, ori să-l pui tu de mână, ori să faci o validare aici. Hai să vedem dacă funcționează cu HTTP-ul. Sper că funcționează, pentru că asta este soluția. Ok, mergem din nou pe userul meu și dăm acum click și după câte poți vedea m-a dus la Apple, nu am mai primit acea eroare. Ce ai mai putea să faci în plus aici este să pui ca acest link să se deschidă într-un alt tab ca oamenii să nu părăsească website-ul tău. Bun, cam atât am avut pentru astăzi cu cele două website-uri la care m-am uitat, pe care le-am analizat. Sper să-ți fie și ție de folos, Vlad, toate informațiile astea pe care ți le-am dat. Nu uitați, dacă aveți și voi site-uri peste care vreți să mă uit, să-mi lăsați link-urile în comentarii. Sper să fac încă un video cât mai curând. Nu uitați să-mi lăsați site-uri la care ați lucrat mai mult, nu doar un template copiat în care ați adăugat trei texte.
Site-ul precum este acesta este un site foarte, foarte bun, dar e un site foarte, foarte mare la care e foarte mult de lucru. Dacă vei continua să lucrezi, cu siguranță vei avea succes cu acest website. Bun, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like pentru că mă ajută foarte mult. Trebuie să atingem 10.000 de subscriberi anul acesta și cu asta închei acest video. Ne vedem data viitoare cu un video, sper eu, la fel de interesant ca și acesta.